It's about time. Poate cele mai de succes tipuri de jocuri de la sfârșitul anilor 90 și începutul anilor 2000, cu titluri ca Age of Empires, StarCraft sau WarCraft, au fost jocurile de strategie, ce au început să dispară încetul cu încetul. Astăzi o să vorbim despre cum jocurile de strategie aproape au dispărut din industria gamingului și ce a cauzat această dispariție. Ca să înțelegem ce au ucis jocurile de strategie, trebuie să ne uităm la industria jocurilor în ansamblu. Dacă jocurile shooter sau RPG au inovat semnificativ când vine vorba de a implementa o mecanică nouă, jocurile RTS au rămas cam aceleași. De la Warcraft 3 încoace, ce a fost lansat în anul 2002, nu au fost îmbunătățite foarte mult, deși cu aceeași formulă de ani de zile. Succesul acestor jocuri nu părea să dispară, dar astăzi nu numai că nu mai sunt așa de importante, dar nu mai auzim de un titlu semnificativ publicat de un studio mare, scoțând din calcul franciza Total War sau StarCraft. Iar ultimul RTS de la Blizzard, StarCraft Legacy of the Void, a fost lansat aproape acum 5 ani, făcând ca vânzările să nu fie așa de ridicate. Din acest motiv, eu cred că Blizzard nici nu va anunța vreun titlu StarCraft. Chiar și în anii ce vor urma, chiar dacă cei de la Blizzard au lansat Warcraft 3 Reforged anul trecut, nu poate fi considerat ultimul lor RTS. Acesta nu a fost nimic altceva decât un remaster prost făcut ce a fost lansat prea repede, nefiind un titlu nou, ce încearcă să reinventeze această franciză cu o poveste nouă, cu mecanici noi. Din contră, Warcraft 3 Reforged a diminuat unele lucruri pe care vechiul joc îl avea implementat de 18 ani. Toate companiile de jocuri caută în primul rând, pe lângă faptul că vor să publice un joc bun, bine, nu chiar toate, dar în mare parte vor să facă o experiență cât mai plăcută, acestea vor să facă și un profit semnificativ. Iar, să fim sinceri, într-o piață super competitivă în care toată lumea vrea să aibă monopol, jocurile de strategie nu generează așa mulți bani, comparativ cu un MOBA sau cu un Battle Royale, ce au plin de microtransacții implementate, ce îl face pe un jucător să cheltuie mai mulți bani, chiar dacă el nu cumpără acest joc și, din acest motiv, jocuri ca Fortnite sau League of Legends au ajuns să genereze sume colosale de bani, deși ele sunt free-to-play. Jocurile de strategie nu au cum implementa un sistem de genul acesta sau să introducă lootbox-uri, cum ai putea să introduci într-un shooter sau într-un card game, de multe ori acestea devenind un joc pay-to-win. În anul 2003, Blizzard deja lansase expansionul de la Warcraft 3, iar World Map Editor era pus la îndemâna fanilor și de aici au apărut niște moduri de jocuri ce aveau să transforme această industrie. În anul 2006, doi tineri ce ulterior au văzut potențialul modului Dota din Warcraft 3 au început să lucreze la propriul joc, similar cu Dota. Acel joc se numea League of Legends. 3 ani mai târziu, LoL este lansat și are un succes nemaivăzut, ajungând la milioane de jucători, făcându-i pe cei de la Riot Games una din cele mai de succes companii de jocuri. Jocurile MOBA nu numai că au omorât jocurile de strategie, dar au schimbat complet industria jocurilor, făcându-i și pe alți dezvoltatori să creeze acest tip de joc, fie că vorbim de Dota 2, Smite sau chiar jocul de la Blizzard, Heroes of the Storm. Faptul că aceste jocuri pot genera mult mai mulți bani decât orice joc de strategie i-a făcut pe dezvoltatori să ignore viitoare jocuri de strategie, fiindcă nu aveau să genereze așa de mulți bani cum ar fi generat un joc MOBA. Evoluția industriei de jocuri a fost mereu într-o schimbare, dar în ultimul deceniu, implementarea microtransacțiilor și a lootbox-urilor împreună cu fragmentarea jocului în mai multe DLC-uri, contracost bineînțeles, a făcut ca jocurile de strategie să nu mai fie așa de appealing pentru dezvoltatorii de jocuri. Dacă în urmă cu aproape două decenii titluri ca Age of Empires sau Command and Conquer erau lansate complet, iar după un timp era lansat un sequel sau un expansion pack, astăzi rar mai vedem un titlu să fie publicat. Sau, de exemplu, seria Warcraft, ce a început ca un RTS, vânzând milioane de copii,
În momentul în care World of Warcraft a generat mai mulți bani, Blizzard a decis să abandoneze Warcraft ca și RTS și s-a axat pe World of Warcraft, mai ales după fiascoul cu Warcraft 3 Reforged, în care Blizzard și-a bătut joc de proprii fani și nici măcar un remaster nu a putut lansa cum trebuie, arătând interesul companiei în a trata cu seriozitate acest tip de joc. Timpul ne va spune dacă jocurile de strategie vor reveni la un moment dat în ochii dezvoltatorilor, chiar dacă mulți dintre noi dorim poate un joc mai fast-paced. Consider că jocurile de strategie au încă un potențial uriaș și încă ceva de spus în această industrie, tot mai acerbă. Spuneți și voi ce credeți că au omorât jocurile de strategie și ce jocuri ați jucat de-a lungul timpului din această genră. Pentru mai mult content de acest gen, nu uitați să dați subscribe, like, share, fiindcă mă ajută foarte mult să cresc acest canal. Până data viitoare, salut!